Astăzi este sâmbătă, 11 ianuarie 2020. Mă aflu în orașul Râșnov din județul Brașov, unde particip la expoziția Columbofilă Națională a FRSC, aferentă anului 2019. Acum am plăcerea să stau de vorbă cu un campion din zona Zărneștiului. Este vorba despre domnul Manea Ion Lucian, pe care îl salut. Vă salut, domnul Lucian. Ce faceți? Sunt aici, la expoziție. Am înțeles că 2019 a mers bine din punct de vedere al rezultatelor, nu? Foarte bine. De vreo 2 ani merge bine. Merge bine. A schimbat păsările sau vă ocupați mai mult de ei sau ce s-a întâmplat? Am cumpărat. Anul ăsta m-am ocupat mai bine de ei. A stat mai mult cu ei, nu? Am luat mâncare mai bună, am mai produse mai bune care mi-a ajutat. Cât timp stați în timpul sezonului printre ei ca să-i pregătiți așa? Vara asta a stat mult? Mai tot timpul. Mai tot timpul, nu? Tot timp, da. Singur sau vă mai ajută cineva? Mai de soția câteodată când e... A, dar doar de apă și mâncare, atât, dar de restul vă ocupați dumneavoastră, nu? Sport, antrenamente, de... Am înțeles că anul ăsta aveți aici porumbei în expoziția națională, nu? Am 14 bucăți. 14 porumbei. La ce categorie? Am la viteză, viteză de mifon, palmares, 2 ani. Sunt, nu? Ca și talii, așa ce vă plac? Porumbei mai mici, mai mari, am de mai medii? Am porumbei mai mari. Mai masiv, nu? Mai puternici. Mai puternici. De viteză, general, cam de general. Da. Ca și origini, de unde provin? Am dintr-o sârboaică, da. Am cumpărat-o de tânăr. Am de Jansen, tot așa cumpărat de la domnul Gheorghe Ilie. De la Ilie Gheorghe, da? Mai... Creșteți mulți porumbei acasă? Am vreo 110. Cu tot matcă zburător, nu? Matcă. La matcă cât aveți, câte perechi? Am avut 80. 80 de porumbei? Mamă, mult! Am mai eliminat, am mai dat la un prieten, la... Mult, păi înseamnă că din 40 de perechi reproduceați 100 și ceva de pui, nu? Păi da, am început cu 72 de pui și am rămas în jur la vreo 50. 50 de pui am rămas. Bine, aici la dumneavoastră sunt și condițiile geografice vitrege. E rău, se pierd mulți de acasă, este? Cum vine, cum iau liu, cum... Da. Trebuie să scoateți mulți pui ca să... La... De exemplu, la antrenamentele de pui, n-am apucat să-i bag. Cum a venit de la mașină, cum i-a luat. E. De golev, așa. Mi-a speriat prima dată, după aia n-a mai intrat cum a trebuit. Vineau, dar nu intra. Se putea pe deasupra, era... Așa e. E zonă grea, e zonă de munte. E zonă foarte grea de munte aici. Piatra, bucegiul, care nu. Așa este. Dacă nu vine pe parte la șinca, la așa, na, nu faci nimic. Da. Dar gruparea e una bună aici la dumneavoastră, știu. Grupare unită de câțiva ani de zile, nu? Sunteți câțiva. Bine, sunt și colegii de la FCI care, nu, concurență. De la FCPR, da. Da. FCPR, da. Sunt. Da, e bine, oricum. Era bine să fi fost un club tot. Să fost concurența mare, numeric și mai mare, punctaje mici. Era numeric mare, adică mult porumbei. Da. Să putea face ceva frumos. Perechile la matcă vi le schimbați de la un an la altul sau le lăsați la fel? Nu, de obicei am o pereche care am scos numai din ea. Atât? Și restul? Restul care am mai mutat. Scoate? Am mai mutat din ei, am mai schimbat. Zburați văduvie, natural? Natural. La natural, nu? Și scoateți din ei și în timpul zborurilor? Îi lăsați să se reproducă? Anul trecut n-am scos din zbor, i-am antrenat, mi-am făcut așa, dar n-am scos pui. Am văzut câteva perechi care se pletează la ou, la anul, două perechi. Una sau două care se plătează pe cui mici. Cele mai bune rezultate pe ce poziții de cuib le-ați obținut? La viteză. Nu, pe ce poziții de cuib? Aveau pui mici? Aveau ou? La o săptămână după ce a scos ou. Cam o săptămână, 7 zile, cam așa. Masculul se mai liniștește, nu? După ce... Da. Mai liniștit, mai... Da. Poziția asta de... Știu. Dar e pasiunea mult prea mare, nu? Da. Ia ziceți-mi, pasiunea asta o moșteniți de la cineva din familie? A mai avut cineva? Tata? Bunicul? A început taică meu cu niște butani. De acolo am intervenit, am luat. Nu le-am mai ținut, n-am. De mult ani. Cred de când aveam 10 ani, m-am. De la 10 ani zburați, nu? De la, nu, de vreo 10 ani, așa zbor cu ei. Am zburat la 10 greu, după aia m-am mutat din cărți. Da. Unde e concurența mai... Nu știu. Mulți zice că dincolo e concurența mai bună, aici... Bine, sunt mult. Da, așa este, da. Pentru 2020 ce planuri v-ați făcut?
Ce gânduri? Ce v-ați dori? Foarte bune. Mă gândesc să facem performanțe mai mari. Cel puțin la nivelul de anul ăsta, nu? Și mai bun, se poate și mai bun, se poate, nu? Dacă le dai ceva mai bun, se poate și mai bun. Simțiți, nu? Că o mâncare mai bună și un tratament mai bun... Am achiziționat și ceva mai bun. Am cumpărat ceva mai bun, ceva care să meargă pe, aproape pe general, mă gândesc. Da. Cumpărat niște iață, cumpărat niște... Am de la BNB. E ceva care... Da, da. Am mai schimbat din ei. E bine. Oricum, sunteți pe drumul cel bun acum. Sperăm, nu? Sperăm. Acum că vă cunosc personal... Mai am și de la domnul Ilie, mai am de la domnul Adămuță, iar... Aveți de la domnul Ovidiu, da? Și dânsii sunt zburători redutabile. Și au, au dat rezultate bune. Am chiar ce? De la domnul Ovidiu, de la Adămuță, am două femele care mi-au făcut. Mă vin foarte bine. M-au făcut treabă bună, da. Deci, de va da marfă de calitate, nu? Da, da. E bine, așa e. Da, și cu o pregătire pe măsură, sunt convins că rezultatele nu întârzie. Nu le dai, nu te ajută. Așa e, da. Așa dacă e. Te duci numai în cote și le arunci în mână de boabe, nu faci nimic. Așa e. Porumb și greu, nu mai faci în ziua de asta. Așa e. Și un tratament adecvat, așa, care poate să te ajute să, pe parcursul concursului, eu zic că faci ceva bine. Da. I-a mai ajutat. De ce să zic că nu i-a mai ajutat? Eu la mașină e tot felul de boli. A intrat în crescătoria la unul la altul, e la aceeași. Dar este bine. Mă bucur că am stat de vorbă cu dumneavoastră. Vă felicit pentru rezultate și vă doresc în continuare multă sănătate și succes maxim. Vă mulțumesc frumos. Să ne auzim sănătoși la expoziția următoare, da? Da. Cu porumbei și mai mulți, da? Mai mulți. Îi stimă domnul Manear, mai bine.